în a patra duminică a lunii noiembrie este ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. Felicitări tuturor celor care lucrează acest pământ, iar rezultatul muncii voastre, dragi agricultori, este apreciat atât de noi cei de acasă, cât și de cei de peste hotare. Este o mândrie să vedem că produsele noastre moldovenești, ca prunele, nucile, Strugurii, merele ajung pe marele piețe europene. Știm că oamenii care muncesc în sectorul agricol se confruntă cu multe probleme, dar mai știu că guvernul și parlamentul depun eforturi pentru a schimba situația în bine. Pentru aceasta avem nevoie de o comunicare activă de contribuția fiecărui agricultor pentru a transforma sectorul agricol într o ramură competitivă, dezvoltată și profitabilă